mare diplomat al perioadei interbelice, abil și dinamic om politic român, de mai multe ori ministru al afacerilor externe al României, Nicolae Titulescu s-a născut la 4 martie 1882 în Craiova. Într-o Europa tulbure, presată de iminenta criză economică a anului 1933 și într-o perioadă în care grosimea prafului de pușcă tindea să se așeze peste a doua conflagrație mondială, cuvântul lui Titulescu era ascultat de mai marii lumii, asta pentru că ministrul unei țări mici făcea o politică mare, așa după cum aprecia primul ministru francez, Édouard Dérieux. În 1930, Nicolae Titulescu a fost ales președinte al celei de-a 11-a adunări a societății naționale. O dovadă în plus, anul următor a fost reales pe aceeași funcție. De pe această poziție a încercat să impună România ca una dintre puterile europene. Întreaga activitate a lui Titulescu s-a bazat pe problemele majore, fundamentale ale țării și odată cu instituirea nazismului în Germania, omul politic român a depus eforturi în direcția colaborării internaționale, în interesul păcii și securității europene. Destinul este scuza celor slabi și opera celor puternici, spunea Nicolae Titulescu. Dar mai târziu, același politician român avea să accepte că cei mari fac legea, iar cei mici o respectă. Pentru el, punerea în practică a acestei ultime sintagme avea să se petreacă în 1936, când Carol al II-lea, aliniindu-se cercurilor pro-naziste, îl îndepărtează pe Titulescu din toate funcțiile oficiale și îl obligă să se exileze. Chiar și în exil, la început în Elveția și apoi în Franța, Titulescu a propagat, prin conferințe și articole de ziare, ideea păcii, anticipând pericolul unui nou război mondial.